Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit! Am vorbit aici la TV Buzău de foarte multe ori despre voluntariat și este unul din subiectele mele preferate. În această seară voi menține aceeași linie și vă voi demonstra că fără voluntariat, viața unor copii ar fi mult mai tristă. În această seară am trei invitații în platou și anume doamna Valentina Nagoie din partea DGASPC, cadrul serviciului vocațional. Bună seara și mulțumesc că sunteți prezentă! Bună seara! Mai departe, Alexandra Vlăsie, voluntar, o tânără absolut deosebită și îmi pare foarte bine, Alexandra, că ești alături de noi. Bună seara! Bună seara și bine v-am regăsit! Și undeva lângă mine, Mihai Sumanariu, sper să nu-ți greșesc numele, de asemenea voluntar. Bună, Mihai, și bine ai venit! Bună seara! Ne-am adunat aici, suntem mai mulți decât de obicei, o emisiune mai plină decât m-am obișnuit în fiecare seară, pentru că vorbim despre un subiect care mie îmi place foarte, foarte mult, și anume voluntariatul. Am îndemnat întotdeauna atunci când am avut ocazia și am avut invitați potriviți, i-am îndemnat cu tot sufletul pe cei de acasă să vină și să facă voluntariat, să-și aleagă o plăcere sufletească, așa cum îi spun eu, să vină în sprijinul celor care au prea puțină atenție sau... N-au atât de multă cât să fie foarte fericiți. Doamna Nagoie, dumneavoastră faceți parte dintr-o instituție unde găsim numeroase situații și din partea căruia am avut invitați ori de câte ori am avut nevoie. Îi mulțumesc domnului Vintilescu pentru faptul că săptămâna trecută mi-a oferit invitați aici din partea DGASPC și săptămâna aceasta din nou. Așadar, am creat un ritm la început de an. De cât timp faceți parte din DGASPC? Cred că de mai mult timp lucrez în asistență socială decât de când a apărut DGASPC-ul. Cu 2 ani înainte am lucrat într-un proiect fare pe vremea aceea și de la începutul DGASPC-ului sunt în prima echipă. Așadar, din prima garda DGASPC-ului, ca să spunem așa, între ghilimele, de ce asistența socială? Aș putea spune că în cazul meu asistența socială m-a găsit pe mine. Drumul meu era un pic în altă parte, a fost o întâmplare fericită. Se potrivește structurii mele, felul meu de a fi, de a gândi, capacității mele de a interacționa cu oamenii, de a crede că există un loc mai bun, că fiecare om poate să facă lumea puțin mai bună. Asta așa este. Că eu mă simt la locul potrivit. Cu siguranță sunteți. Spun asta după ce am văzut materialul realizat de colega mea, Denisa. Ce înseamnă serviciul vocațional? Serviciul vocațional unde, iată, deja sunt de 11 ani, coordonez activitatea, mulțumesc. E un serviciu, îmi plăcea mie să spun, un serviciu nou, cel mai tânăr serviciu, între timp nu mai așa de tânăr, este serviciul care se ocupă de integrarea socioprofesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție. Așadar, tinerii care ajung la vârsta majoratului în centrele de DGASPC și trebuie să-și găsească un drum în viață ca orice adult până la urmă. Sigur. Chiar săptămâna trecută am avut invitat aici două persoane din partea DGASPC-ului și stăteam de vorbă despre ce se întâmplă cu copiii care trebuie să părăsească sistemul de stat. Când spunem că trebuie, nu ne referim la faptul că în ziua majoratului sunt dați afară pe ușa DGASPC-ului, nici pe departe, pentru că atunci chiar am avut un telespectator care a sunat și a întrebat asta, dar ce faceți? Îi dați afară la 18 ani? Ei bine, nu. Ei trec prin niște etape și sunt ajutați în măsura în care au ambiție și voință să-și găsească un loc de muncă, să se pună pe picioare și să trăiască o viață absolut normală. Nu este ușor să se întâmple asta într-un oraș care nu oferă o paletă foarte variată de locuri de muncă până la urmă. Trăim o vreme de criză, așa cum se știe. Vreau să vă întreb... Cât de ușor sau de greu este să integrați acești tineri pe piața locurilor de muncă? Acum, generii vorbit, într-adevăr, asta e problema, integrarea pe piața locurilor de muncă. Dar procesul nu este ăsta și, într-adevăr, nu începe în momentul în care am plinit 18 ani sau am plinit 17 ani. Așa cum este evoluția firească a oricărui copil în familie, de creștere, de învățare, de asigurare, de acumulare, de experiențe, de dezvoltare, de abilități, așa se întâmplă și cu tinerii și cu copiii inițial în sistemul de protecție. Ei sunt pregătiți pentru tot ce înseamnă viață reală, viață concretă și încet, încet sunt pregătiți pentru autonomie, pentru că asta este extrem de important. Nu neapărat locul de muncă în sine creează o problemă. Trebuie să facem trecerea de la un sistem protejat la un sistem în care să devină autonom, nu doar profesional.
Și nu este un proces în care doar noi să facem ceva. Trebuie să fie un proces dublu. Noi să mergem către societate și societatea să vină către noi. De asta și partea de activități cu voluntarii de cele mai multe ori se desfășoară, se organizează la vocațional. Pentru că face parte din dezvoltarea deprinderilor de viață independentă pentru tinerii din sistemul de protecție. Deci asta pe de o parte, nu doar găsirea unui loc de muncă în sine creează o problemă. Trebuie să fii pregătit să te integrezi. Un loc de muncă presupune colectiv, reguli, sarcini la care să răspund. Da. Într-adevăr, din păcate, din an în an, suntem în al treilea sau al patrulea an, în care procesul de integrare este îngreunat. Oferta, plaja locurilor de muncă este foarte mică, din ce în ce mai mică, nu doar pentru tinerii noștri care finalizează, ci poate pentru toți. Pentru toți. Mă gândesc și la cei care finalizează studii superioare, pentru că sunt foarte mulți tineri care merg mai departe și continuă studiile, sunt masteranți, doctoranți, dar chiar și pentru ei, în momentul în care își finalizează studiile, integrarea pe piața muncii, pe Buzău cel puțin, este groare. Avem parteneri de ani de zile, avem parteneri noi, chiar luni o să avem doi angajatori cu care o să ne vedem și suntem... Asta este foarte bine, da. Este foarte important să avem deschidere din partea societății, este, așa cum spuneați. Da. Vis-a-vis de această deschidere a societății, există acolo o nișă, nișa voluntarilor. Voluntari ce fac parte din societate și înțeleg că alții au nevoie de un mic ajutor. Și nu mă refer aici că nu vine nimeni să aducă tancuri de bani, nu vine nimeni să facă eforturi supraomenești. Eforturile sunt minime, dacă putem să spunem așa, și constau în foarte multă afecțiune și puțin timp liber, pe care îl dislocăm din programul nostru și pe care îl consumăm efectiv într-un mod extrem de plăcut alături de tinerii care au nevoie de cele mai multe ori doar de zâmbete și îmbrățișări. Noi am văzut pe materialul realizat de Denisa și de Laurențiu faptul că îmbrățișările sunt la putere acolo și dacă le ofer cu mare drag, cu siguranță vei primi foarte multe zâmbete. Alături de noi, așa cum spuneam, Alexandra și Mihai, care știu foarte bine ce înseamnă. O să vorbesc cu Alexandra, Mihai, sper să nu te super, da? Alexandra, vreau să te întreb, cum ai hotărât tu că este nevoie de tine în centrele de CSPC? Eu am mai făcut voluntariat, dar online și realizez chiar și în momentul prezent și efectiv căutând un loc stabil de muncă, după cum ați spus, pe piața noastră este mai greu. Așa am descoperit această oportunitate de a face voluntariat la aceste centre. În căutarea unui loc de muncă, da, ai descoperit practic voluntariatul alături de copii. Da. De cât timp ți-ai căutat tu la Buzău, de exemplu, un loc de muncă? Am căutat și nu numai în Buzău, de mai mult timp, de la finalizarea masteratului. Iată, cei de acasă află elemente inedite. Alexandra are și facultate și un master terminat și o ambiție de nedescris. I-am spus înainte de a intra în emisiune că mi-aș dori să fie cei din jur măcar pe jumătate atât de ambițioși pe cât este Alexandra. O să te rog să ne spui ce facultate ai terminat și ce master. Am finalizat licența în psihopedagogie specială Cluj-Napoca, Universitatea Babeș-Bolyai. Și masteratul în educația muzicală în Târgoviște, Universitatea Valahia. Ai fugit un pic cam departe de casă cu facultatea, dacă pot să spun așa. Cum a fost perioada în care ai fost plecată departe de Buzău? A fost minunată, pentru că eu nu sunt de aici, în sensul că au existat niște dificultăți atunci când eram mică și a trebuit să venim aici pentru școală. Iar pentru mine faptul că am plecat în diverse locuri a fost minunat. Adică mai mult de o lună nu mi-a luat să mă obișnuiesc. Foarte frumos. Cred că am putea fi invidioși pe tine. Recunosc că atunci când am lăsat Buzăul și m-am mutat în București, de foarte multe ori mi-ar fi plăcut să revin acasă. Mi se părea un pic cam aglomerat pentru modul în care mă obișnuisem eu cu cei din jur și îmi place foarte mult că
Ai fost extrem de deschis așa la toate schimbările care au venit în viața ta, schimbare după schimbare, de locație, de societate până la urmă, pentru că ne facem prieteni în facultate, ne facem cunoștință, apoi iar schimbăm locul și creăm prietenii și relații noi. Cum a fost prima zi în care te-ai dus ca voluntar la centrele de GSPC? Prima zi în care ai lucrat efectiv cu copiii? A fost frumoasă, inedită. Bine, la început nu știam cum vor decurge lucrurile și aveam oarece emoții, ca în orice momente în care încerc să mă obișnuiesc cu o situație, cu o nouă posibilitate. Dar m-am adaptat repede. Ca de obicei, nu? Cu cine te-ai sfătuit în privința locului unde vei face voluntariat? Adică ai vorbit cu mama ta și ai spus, uite, aș vrea să mă duc să fac voluntariat acolo. Da, mama mea era de față și știa. În momentul în care am vorbit cu doamna Neagoie, mama mea știa despre ce este vorba, deja fiind acolo, lângă mine. Doamna Neagoie, vreau să vă întreb, cum a fost ziua în care ați cunoscut-o pe Alexandra? Dintr-o întâmplare, nu am reușit să ne întâlnim la prima programare. Aveam avut mai multe convorbiri telefonice. Alexandra mi-a fost recomandată de o colegă de la București. A avut ocazia să o cunoască în cadrul unui proiect. Iată, venea cu recomandări puternice, da? Da, da. Și în momentul în care mi-a spus, mi-a dat câteva informații despre Alexandra, abia mă aștepta să o cunosc. Primul pas al meu a fost de asemenea de a o îndruma către a găsi un loc de muncă. Și ne-am gândit, haide să vedem care sunt competențele tale, încotro poți să mergi, ce ai putea să faci, ce informații pot să-ți dau eu să te ajut în sensul ăsta. Și pe urmă mi-am dat seama ce resursă bună este pentru voluntariat, pentru că aș vrea să facem puțin diferența atunci când vorbim de voluntariat ca resursă, pentru că noi în România suntem obișnuiți, de-a lungul timpului cuvântul ăsta voluntar, voluntariat a trecut prin diverse transformări, înțelegeri, abordări. Este perceput diferit de fiecare parte. Da. În general se spune despre român că sunt voluntari. Da? Nu vorbim acum de voluntariatul acela spontan, de faptul că ajut pe cineva să facă ceva. Exact. Ne-am întâlnit astăzi să vorbim despre voluntariatul în variantă organizată. Da? Și vreau să spun că voluntariatul în sine face oamenii mai fericiți și mai buni, asta, dar în vede. Mod special voluntariatul în asistență socială. Este net o altă abordare a voluntariatului, cel în asistență socială. Și mă întorc la Alexandra. Alexandra este un bun exemplu de a spune ce tipuri de voluntari pot veni în cadrul instituției noastre. Putem avea voluntari tineri, cum este Mihai și toată echipa lui, și alți voluntari, studenți care vor să facă practică și care vin să învețe. Corect. Și este ok, există foarte multă deschidere și pentru acest tip de voluntariat, care înseamnă, în primul rând, experiență pentru ei, dar există și această categorie a voluntarilor care vin să dăruiască din lucrurile pe care deja le știu, le-au învățat. Și sunt voluntarii specializați, specialiști, care vin să presteze o muncă calificată. Atunci, la nivelul instituției noastre, când vorbim de voluntariat, putem să ne gândim și la nivel de... Dar nu numai la instituție. Putem, în general, când vorbim de voluntariat, vorbim și de niște beneficii. Clar. Iar beneficiile sunt pentru ei... Da, ambele părți. Eu aș spune că sunt de trei părți. Cel puțin mi așa îmi place să cred și pentru a treia variantă, ca să spun așa... Asta mă susține pe mine și mai tare să mă implic. Deci, pe de o parte, pentru cei care se implică, pentru că învață. Corect. Învață pe termen scurt și învață și pe termen lung. Pentru că eu sper că toți voluntarii care vin în contact cu noi și cu partea socială sunt cei care mâine, poimine, peste 10 ani, peste 15 ani, peste 5 ani, se întorc. O să vedem la Mihai. Da, se întorc la un moment dat, pentru că au vibrat, au înțeles un sistem, nevoi, și atunci, într-un fel sau altul, se pot întoarce către noi. Cred da? Că îi poate ajuta, îmi cer scuze că vă întrerup, pe cei foarte tineri, așa cum este și cazul lui Mihai și cazul Alexandrei totodată,
Dar mai ales mă refer la Mihai și la cei de vârsta lui. Îi poate ajuta această experiență să înțeleagă ce își doresc să facă mai departe. Sunt la 17-18 ani, urmează să caute o facultate potrivită, să-și aleagă un job, să-și aleagă un domeniu. Și cred că asta îi poate ajuta extrem de mult să înțeleagă, este rolul meu să lucrez cu oamenii, este rolul meu să lucrez cu copii, am răbdare, sunt responsabil, sunt atent, sunt blând până la urmă, pentru că e vorba de o blândețe și de o finețe aparte în lucrul cu copiii, cred eu, de inteligență și de multă răbdare. Și cred că asta poate să-i ajute foarte mult să înțeleagă ce își doreze la viață mai departe și unde este locul lor. E drept. Poate să te ajute să te orientezi în plan profesional. Dar mai e ceva. Voluntariatul în social te dezvoltă în plan personal, uman, ceea ce este un mare câștig. Noi nu ne pregătim. Există această tendință când ne uităm la tineri să spunem, da, pe aici ar trebui să meargă profesional, dar nu suntem atât de pregătiți să-i și formăm uman. Și atunci Correct. Voluntariatul în social îi modelează, în partea umană. Vreau să definesc mai departe că rămăsesem. Deci un câștig e pentru ei și e câștig pe termen lung și pe termen scurt. Un câștig este pentru instituția unde se întâlnesc, unde vin voluntarii, pentru că este un câștig. Dacă Correct. Știi să gestionezi corect toată această forță care vine spre tine, pentru că trebuie să o gestionezi corect, atunci este un beneficiu pentru instituția în care ei vin și mai este un câștig în care eu cred foarte tare. Cred în câștigul pe care îl are societatea, pentru că oamenii care exact se formează, se dezvoltă, fac aceste lucruri, se vor întoarce în societate Correct. Pregătiți să o abordeze exact așa cum e ea. Și vor cu toate da problemele. Un pic de informație și mai departe. Exact. Pentru că sunt convinsă că Mihai, de exemplu, poate să povestească unui prieten, unui frate sau chiar părinților despre experiența de acolo. Iar ei preiau măcar o parte din energia cu care Mihai vorbește despre asta. Mihai, cum a fost la tine această... De unde până unde decizia de a lucra cu copiii? Eu am mai fost voluntar înainte în alte proiecte și s-a întâmplat ca un coleg din alt voluntariat să dea un share pe Facebook cu o postare legată de voluntariatul pe care îl fac acum la Ajunge Mari. Și m-am gândit că ar fi bine să fie chestia asta și în orașul nostru, pentru că în acel moment era doar în București. Și am zis, de ce nu? Adică chiar dacă în timpul ăla aveam 16 ani, am zis că pot să fac asta și că vreau să fac asta. Pentru că pun o mare importanță pe educația oamenilor. Asta este clar. Bine că generația care vine acum din urmă, doamna Neagoie, vine cu mentalitatea asta și e foarte important. Ce au spus ai tăi prieteni și ai tăi părinți când ai spus că mergi să faci voluntariat acolo? Părinții mei sunt destul de permisivi și nu au, în general, o problemă cu ceea ce fac eu. Și prietenii în general m-au susținut, pentru că lumea în general susține cauzele bune. E de bine dacă ajungem să gândim așa. În ultima vreme mi se pare că ne împărțim foarte mult în a face nimicuri și uităm că în acel timp am putea să facem ceva cu adevărat și cu adevărat important când spun asta. Ce ai simțit în primele zile în care ai mers să lucrez cu copiii? Pentru că aș vrea să fac o paranteză și, doamna Nagoie, dacă greșesc, vă rog să mă corectați. Vorbim de copii care au chiar și dizabilități. Sunt copii care au mici problemuțe, să le spunem așa, și sunt oameni în jurul nostru care niciodată nu s-au plecat cu atenție asupra unui copil cu probleme. Sunt oameni care n-au luat niciodată contact cu un copil care suferă de autism, de exemplu, și care are momente în care nu se comportă identic cu un copil cu care suntem noi obișnuiți. Și atunci, cred că trebuie să fii cu atât mai atent, mai responsabil și mai răbdător, așa cum spuneam. Cum au fost primele momente în care ai luat contact cu copiii? Am fost uimit, pentru că fiind voluntar în educația copiilor în special, nu m-am așteptat ca ei să se descurce atât de bine. Prima oară când am fost, am lucrat la matematică și erau pur și simplu unii copii care m-au uimit, lucrau extrem de repede. Adică unora a trebuit să le explic mai clar,
Dar unii au lucrat imediat și am fost pur și simplu uimit că pot să lucreze așa de repede cu toate... Exact ca în școală. Unora le place matematica și altora nu, da? Asta sunt cele două categorii, iubitorii de matematică și neiubitorii de matematică. Mi se pare super că îți faci timp și ca adolescent, când poți să ai 1000 de alte preocupări, să-ți rupi din timpul tău și să te duci să lucrezi cu copiii. Alexandra, vreau să te întreb și pe tine, în ce constă munca ta alături de cei mici? Eu realizez cu ei meloterapie și comunicare, bineînțeles, pentru că fără comunicare nu se poate realiza procesul așa cum ne-am dori. Într-adevăr. Da, mă bazez mult și pe comunicare și pe faptul că ei doresc să vorbească, să-mi spună ceea ce simt. Acest lucru m-a încurajat și mai mult. Ai fost surprinsă să-i vezi pe cei mici că sunt deschiși către tine să-ți povestească, să-ți spună, să te întrebe? Nu am fost surprinsă pentru că nu a fost prima oară când un copil s-a deschis și mi-a spus ce simte sau ce gândește și nu numai copiii îmi spun. Înseamnă că terapia ta funcționează și cu cei mari, da? Nu doar cu cei mici. Da, da, păi acolo unde mai realizez voluntariat în mediul online funcționează. Așa că deja știam că o să meargă relativ bine, adică nu am spus că o să fie extraordinar, pentru că nici nu pot să pornesc cu această premisă. Chiar că o să meargă totul ca pe roate. Mă mai gândesc și mai jos de atât. Există o marjă de eroare în tot ceea ce facem, nu? Până la urmă. Alexandra, vreau să te întreb, poate, nu știu, cei de acasă au fost sau nu au fost suficient de atenți, la rândul tău cu o mică problemă. Vreau să te întreb dacă ți s-a părut vreo secundă nepotrivită atitudinea societății față de tine și întreb asta în strictă legătură cu copiii care sunt în centrele de GSPC și au de asemenea mici probleme care la fel vor da față în față cu societatea la un moment dat. Da. Există o dificultate. De exemplu, anumiți angajatori au apreciat abilitățile mele, însă eu, din punct de vedere personal, cred că pentru dumnealor a însemnat o responsabilitate prea mare a colabora cu mine. Aceasta este părerea mea. Asta am observat din comportamentul pe care l-au avut. Adică nu erau chiar pregătiți. Să temeau că trebuie să-ți pună la dispoziție 1000 de lucruri, că trebuie să te ajute, să te îndrume. Da, aveau un număr destul de mare de temeri. Asta e realitatea. Din păcate, în societatea noastră aceasta este realitatea și te-am întrebat pe tine pentru că tu, la rândul tău, având o mică problemă, așa cum spuneam, cred că poți să înțelegi foarte bine pe copilașii care sunt în centre și care au și mici probleme de sănătate. Și la rândul lor, poate că se vor confrunta cu aceleași probleme. Ai lucrat cu acești copii? Ai stat de vorbă despre asta? Nu, încă nu. Pentru că, totuși, copilăria încă să le mai fie dulce, atât cât se poate spune. Nu, încă nu. Au fost... Anumite persoane cu care am discutat, dar nu foarte mult. Nu am vrut să-i încarc. Pentru că, da, au diferite vârste. Dar încă să se bucure de starea în care se află la momentul prezent, atât cât poate să fie ea de dulce, că oricum și eu zâmbesc, dar nu e totuși prea roz. Sunt momente și momente, probabil, și răspunsul societății este resimțit diferit de fiecare în parte. Doamna Nagoie, o să vă întreb pe dumneavoastră cât de dificil este să integrați pe piața muncii în Buzău copii care au diverse copii.
tineri ajunși la, la majorat, care au diverse probleme de sănătate. Alexandra a urmat o școală specială, din ce am înțeles. Este vorba de școala pentru nevăzători de la Buzău. Sper să nu greșesc, Alexandra, liceul. Nu? Da, 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 așa este. Și pentru că a urmat școala pentru nevăzători, a putut mai departe să meargă la o facultate, să-și facă un master. Este foarte bine pregătită și are abilități, așa cum îi spuneam înainte de emisiune, mai puternice decât ale multora dintre noi. Copiii din centrele de GSPC se pot izbi de aceleași probleme cu angajatorii, bănuiesc. Sigur. Acum, lucrurile sunt, din punct de vedere legislativ, destul de bine organizate. Legislativ, existând, da. Da, plecăm de aici. Avem o bază la care ne putem raporta și la care putem face apel în momentul în care vrem să integrăm tineri cu dizabilități. Există avantaje legislative ale angajatorilor din punctul acesta de vedere. În mod real, este extrem de dificil. Din mai multe puncte de vedere. Pe de o parte, este dificil pentru că ei nu vin cu un bagaj suficient de mare pentru perioada de adaptare socială. Da? Bun, să spunem că din punct de vedere al locului de muncă, ai găsit înțelegere, ocupă un loc de muncă. Dar trebuie să facă față celorlalte adaptări sociale. Locuință, prieteni, e puțin mai greu. Corect. Ei, din punct de vedere profesional, ei pot fi integrați pe piața muncii. Experiența spune că există o categorie destul de mare care real nu poate să intre pe piața muncii. Din punctul meu de vedere, ar trebui servicii adaptate pentru adultul cu dizabilități. Că sunt ateliere protejate, că o formă, sub o formă sau alta, pe acest segment de tineri trebuie să venim cu servicii adaptate, pentru că nu există, societatea nu îi poate integra la momentul acesta absorbi. Pe problematica, sigur că da, pe problematica pe care vreau eu să au. Vă întreb un singur lucru. De 2 ani și jumătate, aproape 3, de când facem emisiune aici la TV Buzău și tot vorbim, am deschis această discuție de foarte multe ori și am spus: la Buzău este loc și este mare nevoie de centre speciale pentru acești oameni cu dizabilități, care să muncească pentru că pot, pentru că au această capacitate și să fie un sector al lor unde să-și poată face această activitate. Este posibil, credeți, să avem un astfel de centru la Buzău? Cu și dacă da, când, doamna Neagoie? Că asta e problema. Important este că există deschidere, dorință și că, din punctul ăsta de vedere, se lucrează pe acest... Există un serviciu... Județul Buzău este norocos, ca să spun așa, pentru că există CITO, Râmnicu Sărat, care se adresează exact acestei categorii, tinerii cu dizabilități. Noi avem și alte colaborări, sunt tinerii noștri care merg la Fundația Lumina în Brăila, avem colaborări cu Organizația Concordia, deci avem parteneri care preiau, din punctul ăsta de vedere, colaborăm. E important să avem, să avem un serviciu aici, totuși. Exact, da. Ar fi extrem de bine, pentru că foarte mulți dintre cei care părăsesc centrele de GSPC și mulți care au stat acasă alături de familie, au terminat o școală, dar după terminarea școlii nu au mers mai departe, așa cum Alexandra a avut ambiția să o facă și susținerea. Pentru că e foarte important să aducem în discuție și acest aspect. Sunt copii care termină această școală specială pentru nevăzători, pentru alte probleme. Ei bine, după terminarea ei, nu puterea financiară și susținerea și înțelegerea familiei de a merge mai departe, se întorc acasă și stau cu un ajutor social care este extrem de mic, nu au nicio activitate, nu pot câștiga o pâine din nimic și este extrem de important să știm că peste un an, 2, 3, 10, nu știu, dar să avem aici la Buzău un loc unde acești oameni să-și găsească înțelegerea, până la urmă, despre asta cred că este vorba. E vorba de adaptarea serviciilor, exact. Pentru că mă întrebați la început de cât timp lucrez în sistemul de protecție. De pe vremea când eram cu toți în 3 birouri, cu tot cu... Da? Ăștia eram. Adică de câțiva ani buni. Asta înseamnă că de fiecare dată când un segment a avut nevoie, un segment social a avut nevoie, noi am căutat răspunsul.
Și încet, încet s-au dezvoltat servicii pentru toate problemele și pentru toți beneficiarii care au avut nevoie. Suntem la momentul la care, într-adevăr, trebuie să suplinim, pentru că nu putem spune că există lipsa, să suplinim, v-am spus, până acum câțiva ani nu era deloc serviciu care să se ocupe de integrarea, special de integrarea lor la părăsirea. Adică în plină dezvoltare, cu altă cuvinte, asistența socială per total. Ne adaptăm în funcție de problematica care apare. Haideți să luăm o scurtă pauză de publicitate și în partea a doua o să revenim să discutăm despre ce înseamnă emoția lucrului cu copiii din centrele de GSPC. Stați alături de noi, revenim în câteva minute. Ceea ce tocmai ați văzut nu este o îmbrățișare între frați sau prieteni, ci afecțiunea. Am revenit, doamnelor și domnilor, așa cum vă spuneam, alături de mine în această seară în platou, doamna Valentina Neagoie din cadrul Serviciului Vocațional de GSPC, Mihai Sumănariu, voluntar, și Alexandra Vlăsie, de asemenea voluntară. Dacă n-ați fost alături de noi încă de la început, despre voluntariat este vorba și despre pasiunea cu care putem face bine celorlalți. Mihai, o să te întreb pe tine. După ce ai fost tu primele dăți voluntar, ce le-ai spus celorlalți? Te-ai gândit cum să-i motivezi să devină și ei voluntari? Încă de când am fost prima oară voluntar, am avut o echipă în spate, adică am avut oameni care să fie cu mine și pe care să-i motivez. Deci, da. Cât de greu sau ușor este să-i motivezi pe ceilalți să facă această muncă de voluntariat care implică responsabilitate, așa cum spuneam, și multă dragoste? Pe de parte este foarte greu și pe de parte este foarte ușor, pentru că motivația aia, în special, nu trebuie să vină de la mine, ci trebuie să vină de la ei. Dacă ei nu sunt motivați să se ducă acolo și să lucreze cu acei copii, atunci eu nu pot să am nicio speranță. Este foarte important ca cei care vin să fie responsabili, după cum spuneam, și să fie consecvenți, pentru că nu poți veni astăzi la voluntariat și a doua zi să te mai duci, te mai duci peste o săptămână, iar nu te mai duci. E foarte important să ai un grafic și să știi cum ți-ai organizat tu timpul liber, de exemplu, să-ți faci loc în programul tău pentru orele pe care le petreci la centru cu copiii. La început, în vară, mi-a fost destul de ușor pentru că nu aveam un program foarte dificil vara și în toamnă, eu fiind coordonator al programului de voluntariat, m-am axat mai mult pe coordonarea voluntarilor. Am spus bun, nu pot să le fac pe amândouă, mai bine să fie 20 de oameni care să meargă sigur în fiecare zi decât să meargă 21 cu mine și exact. Să nu mergem tot timpul. E foarte important să organizezi lucrurile așa cum trebuie. Au fost momente în care nu ai reușit să ajungi, aveți un grafic, cum se desfășoară programul tău, de exemplu, de voluntariat? Programul în general de voluntariat sunt 2 ore pe săptămână. Și voluntarul are dreptul la 2 absențe pe modul. Modulele sunt în număr de 3, unul pe semestru 1, unul pe semestru 2 și unul în vară. Așadar, e un fel de școală, să spunem așa. Trebuie să fim la fel de atenți ca la școală. Nu avem voie cu absențe. Aici nu este neapărat vorba că nu avem voie, ci sufletește. E foarte important să fii prezent acolo. În afară de lucrul la matematică, pe care nu toată lumea o iubește, Mihai, ce mai faci tu alături de copii? Am mai făcut teatru, pentru că mie îmi place extrem de mult teatrul. Și matematica. Cum se îmbină asta? Îmi plac multe chestii, foarte multe chestii. Am extrem de multe hobby-uri. Dar se îmbină destul de bine. Mă gândesc că dacă nu se îmbinau, renunțai la ele până acum. Cum au reacționat copilașii atunci când ai încercat să-i înveți mici aspecte legate de teatru? Au reacționat destul de bine, pentru că în teatru este foarte multă joacă și toate exercițiile pe care le-am făcut cu ei pentru teatru erau legate de joc. Trebuiau să se învârtă în cerc spunând anumite cuvinte pentru ritm, chestii de genul ăsta. Și ei sunt foarte receptivi și foarte veseli când aud de joc. Cum te simți după timpul petrecut cu copiii acolo? Pentru că de obicei oamenii au două viziuni, așa. Fie sunt secătuiți unii de energie, alții, după jocul cu copiii, sunt plini de energie. Cum e la tine? Puțin din ambele. În sensul că sunt obosit. Nu pot să zic că nu sunt obosit după ce am stat 2 ore cu copiii, dar este
acel ceva din inimă pe care îl simți și care te face să nu te gândești că ești obosit. Adică nu ești obosit cum ai fi, spre exemplu, după 7 ore de școală sau după 8 ore de lucru. Sau după ce ai fi muncit, efectiv. Da. Cei mai mari un pic care au joburi și treaba, ca să știu cum stă treaba cu asta. Vreau să te întreb dacă tu și ai tăi colegi mai aveți loc de voluntari alături de voi. Da, clar mai avem loc de voluntari. De fapt, noi facem recrutări pentru proiect până pe 24 ianuarie și vreau să îndemn în special persoanele adulte, pentru că, așa cum a spus și doamna Neagoie, noi suntem în principal elevi de liceu și ar fi nevoie și de persoane specializate. Pentru a se alătura proiectului, trebuie să intre pe site-ul www.ajungemari.ro și acolo vor găsi instrucțiuni despre cum să devină voluntari. Iată că e loc și de oameni mai mici și de oameni mai mari. Alexandra, tu ce le-ai spune celor care se gândesc la voluntariat, dar nu sunt convinși dacă să vină sau nu? Ce ți oferă ție voluntariatul? Ce simți? Tributul meu spiritual este faptul că în acele momente copiii îmi transmit ceva, un zâmbet, o îmbrățișare, după cum ai spus, înseamnă foarte mult, sunt foarte benefice. Și împlinirea lor în final, acesta ar fi marele tribut. Așadar, e o hrană sufletească pe care o dobândești din munca cu copiii, nu? Absolut. Fără a ne gândi la niciun fel de plată din punct de vedere material. Dacă n-ai fi lucrat cu copiii, ce-ai fi făcut altceva? Continuam ceea ce fac și acum, voluntariatul la un stream online. Și între timp mai poate mai găseam ceva, dar nu știu exact ce s-ar fi găsit. Ai putea să renunți la munca cu acești micuți? Mi-ar fi greu să renunț și nu aș renunța chiar dacă între timp s-ar ivi mai multe activități pentru mine. Asta pentru că tu ești foarte puternică și ne-am dat seama de asta încă de la început. Cât timp pe săptămână petreci tu alături de copii? Peste 4 ore. Aceasta este limita, dar alte ori mai stau. Dacă reușesc și nu mă cheamă alte lucruri. Așadar, e greu să te rup de activitățile cu cei mici? Este. Doamna Năgoie, vreau să vă întreb, cam câtă nevoie avem de voluntari responsabili la Buzău? E complicat de spus câtă nevoie, pentru că e complicat să cuantifici voluntariatul. În primul rând, către voluntariat vin cei care au o resursă. O resursă de timp, o resursă sufletească, emoțională, din experiența pe care o au, în condițiile în care putem gestiona această forță care se cheamă voluntariatul și o putem integra permanent în activitatea noastră. Mă gândesc că voluntariatul ar trebui la un moment dat să ajungă nu doar o activitate tangențială, întâmplătoare, ar trebui să fie o activitate continuă, să fie un segment, o serie, o paletă de activități pe care noi să știm că le fac voluntarii. Sunt lucruri pe care le facem prin voluntariat și ar fi atunci o ușurare și pentru serviciile noastre. O degrafare de... Exact. Și un mare, mare beneficiu pentru copiii și tinerii din sistem și nu doar pe acest segment. Numai că spuneam mai devreme, în pauză, așa cum în medicină există dictonul, în primul rând, să nu faci rău, și noi trebuie să avem mare grijă să nu, în primul rând, să nu facem rău și să nu le facem rău nici voluntarilor, pentru că trebuie să avem grijă și să nu le facem rău nici beneficiarilor noștri. Cum sunt împărțiți voluntarii? Pentru că de asta ține împărțirea lor, să spun așa, de modul în care au acces pe sectoare, să spunem așa. Există probleme care ar apăsa sufletește pe
pe interiorul celor care vin și, și le văd. Și atunci cred că voluntarii ajung în sectoare unde să primească și bucurie, să vadă și părți mai fericită, să spun așa. Cum e acest grafic? Cum îi faceți responsabil? Așa cum ziceam în pauză, nu e bine să vii astăzi, să nu mai vii mâine la voluntariat, trebuie să fii atent cu prezența. În primul rând trebuie să-i ajut să se familiarizeze cu ce înseamnă sistemul de protecție în general. Și apoi să-i lași să aleagă. Pentru că, dintr-un anume punct de vedere, tocmai asta înseamnă voluntariatul. Nu te trimit în centru nu știu care sau pentru următoarea activitate, pentru că doar acolo am eu nevoie. Merge acolo pentru că ai putea să faci acolo, ai cunoștință, ai abilități, ai dorința de a merge spre acel sector și trebuie să te familiarizezi. Știu că așa s-a întâmplat în vară și cu Alexandra. La Alexandra a fost mai simplu, mult mai simplu, pentru că era clar cazul să meargă acolo unde era pregătită, aia facem încă calificată. Și atunci trebuie să mergi acolo unde ai nevoie de asta. Pentru echipa de la Ajungem Mari a trebuit să există o coordonare, o tatonare. Și am început cu adolescenții, primele întâlniri au fost în vară cu adolescenții, nu așa a fost, Mihai? Da? Să se cunoască, au fost foarte repede. Un lucru care mi-a plăcut și cred că și ei l-au observat, au fost acceptați foarte ușor de tinerii noștri. Da. Faptul că un mare avantaj al voluntariatului este că ei vorbesc aceeași limbă, al voluntariatului cu tineri, cu elevi. Ei vorbesc aceeași limbă și e mult mai ușor să se apropie. Și am spus, haide să mergem pe partea asta, vă obișnuiți, cunoașteți serviciile, îi cunoașteți pe ei și o să vedeți care sunt nevoile lor. Și abia pe urmă au început să-și adapteze serviciile, să le personalizeze pe fiecare echipă în parte și am intervenit, au intrat și în alte centre, și în urgență, și în doi. Pe urmă e nevoie de continuitate. Clar. Da? Odată ce s-a stabilit o relație, au învățat niște reguli și ei și ai noștri, atunci trebuie să continuăm. În principiu, au deschidere către toate categoriile de beneficiari, numai că trebuie să fie pregătiți. Ei ne-au spus clar de la început și sunt voluntari care vin și spun clar, nu sunt pregătit să lucrez cu persoana adultă, nu sunt pregătit să lucrez cu copiii cu dizabilități, nu sunt pregătit să lucrez cu... Și atunci, de aici pleci în primul rând. Corect. Corect. De la posibilitatea... E o personalizare, sigur, să spunem așa, sigur, și sigur. E foarte important. Mă gândeam în timp ce vă ascultam că sunt foarte mulți oameni care, din vari motive, au ceva timp liber, pe care ar putea cu mare satisfacție să-l petreacă în centrele de GSPC. Mă gândesc la cei care au diverse pregătiri. Vorbim de oameni care au făcut studii în domeniul medical, de exemplu. Avem foarte multe tinere care termină aceste școli de asistente, care nu se angajează tocmai acolo unde trebuie sau unde și-ar dori. Cred că ar putea să se îndrepte către centrele de GSPC oferind o mare mână de ajutor, ajutor care ar fi dedicat. N-ar fi niște oameni care să nu știe ce să facă. Cunosc tot de la îngrijire până la tratament și așa mai departe, cred că ar însemna un ajutor uriaș. În ceea ce privește adulții, noi avem aici doi tineri, l-avem pe Mihai în liceu, la aproape de finele liceului, dacă am înțeles eu bine. O să ne auzim noi la vară și o să vedem cam cât de ușor este. Și Alexandra, care a terminat deja facultate, master și își caută un loc stabil de muncă unde să își dezvolte și mai bine abilitățile pe care le are. Dar mă gândesc că oameni la 30, 40, 50 de ani ar fi și ei bineveniți, cu experiență de viață și cu sufletul, cred că un pic mai tare și mai puternic. Aveți astfel de voluntari? Păi, sunt foarte puțini, pentru că mai e un ingredient de care n-am vorbit. Când am vorbit de voluntariat, n-am vorbit de pasiune. N-am vorbit de pasiune, n-am vorbit de dăruire, n-am vorbit de responsabilitate, de asta nu prea am vorbit. Și atunci, poate și de ușoară neștiință. Corect. Dacă eu sunt pasionat de jocul de șah, de table, eu pot să îmi iau de două ori pe săptămână tablele la sub braț și să merg într-un centru unde sunt adulți și să-mi petrec cu adulții de acolo timpul, făcând lucru care îmi place mie. Voluntariatul nu este despre ceva despre care tu nu știi sau nu-ți place. Voluntariatul este exact despre lucru care îți place și pe care știi și încet, încet înveți și alte lucruri.
De asta, pe acest segment nu avem încă foarte mulți voluntari, sunt foarte puțini. De obicei sunt voluntarii care doresc să capete experiență, care vizează mai departe lucru în domeniul social și aici mi se pare în regulă, pentru că dacă ai o pregătire, ai făcut și voluntariat, chiar îți dai seama dacă ești pregătit sau nu să intri în sectorul respectiv. Dar vă rog, asta vreau să spun. Stăteam și mă gândeam la un lucru, la faptul că în alte țări voluntariatul este o piatră de bază, ca să spun așa, pentru toți tinerii. Ei prin voluntariat înțeleg ce vor să facă mai departe. Își încep voluntariatul de când sunt încă mititei, pe la începutul liceului, pe toată perioada liceului fac voluntariat în diverse domenii, alegând ulterior ceea ce li se potrivește cel mai bine, iar când intră într-o facultate, intră deja cu un cumul serios de experiență în acest domeniu, nu li se pare nimic necunoscut și inedit, iar la finalul facultății sunt atât de bine pregătiți prin munca de voluntariat și prin facultate, încât pot intra direct în pâine, ca să spun așa. La noi găsim foarte mulți tineri care termină facultăți pe care le-au ales doar pentru că așa au auzit de la o vecină sau de la o mătușă, nu li se potrivește, facultatea respectivă nu e ceea ce și-ar dori, dar au terminat-o, n-au ce face cu ea, se angajează într-un cu totul alt domeniu, când ar putea să înțeleagă pe parcursul liceului ce își doresc de la viață. Să facă voluntariat oriunde, în orice fel de domeniu. Că vin să lucreze cu copiii, că vin să lucreze cu adulții, că fac orice altă formă de voluntariat, dar să o facă și să înțeleagă ce le place și ce îi satisface și sufletește în primul rând. Legat de adulții care deja știu cu ce să mănâncă viața asta, dar au un pic de timp liber. Există vreo formă de recunoaștere a perioadei de voluntariat oferită de DGSPC, acele diplome, acele... Sigur. Ceva care să fie recunoscut mai departe, să le folosească. Sigur, în condițiile în care pentru a deveni voluntar, trebuie să depui documentație, există un întreg sistem, o întreagă procedură pentru această admitere, poți beneficiezi de documente din care să ateste perioada de voluntariat, segmentul pe care ai făcut voluntariat. Problema nu e asta, problema e ce se întâmplă mai departe, ce faci mai departe cu experiența asta. Bun, dacă vrei să o păstrezi doar ca experiență personală, e în regulă. Dar dacă vrei să ți-o atașezi, în curând o să se recunoască, bune, și la noi. O să poți să treci în CV și o să fie un atuș în cadrul CV-ului faptul uriaș că ai avut voluntariat pe o perioadă și să atești cu această documentație. Dar mai e nevoie de ceva. În afară de această adeverință, document care să ateste, ar trebui să existe un sistem de recunoaștere a competențelor. Pentru că nu te supăra, eu vin la voi, îmi fac o cerere, vreau să vin voluntar la Corect. Voi și vă fac cafea, o adaug cu mătura. E voluntariat, da? Corect. Bun. Sau vin la voi și redactez, scriu, fac anumite lucruri. Ei, după 3 ani de zile, eu am nevoie să știu. Nu să-mi spui că am făcut voluntariat. Bun, dar la ce nivel? Corect. Da? În momentul în care voi ați putea să-mi certificați niște competențe pe care le-am dobândit exact. Și să-mi spui că în urma, nu știu, câtor ore petrecute aici, eu pot să redactez, să prezint, să... Da? Cu adevărat îmi este exact. De folos. Da? Pentru că, într-adevăr, vorbim de voluntariat și ca de o componentă profesională. Că la asta te referi tu. Da? Bun. Nu neapărat strict pentru satisfacerea nevoilor mele emoționale și a celorlalte. Sunt ambele. Cred că nu poți face una fără cealaltă. Depinde, sau, da, depinde de categoria acolo. De voluntari. Exact, care, depinde de categorie. Dar pentru cei tineri, ăsta ar fi un lucru suplimentar. Să poți să certifici competențele, abilitățile pe care le-a dobândit. Că atunci... Exact. Până la urmă, trebuie, dacă tot au făcut un astfel de efort cei tineri, e bine să fie să se regăsească undeva, cumva. Să se regăsească undeva. Și exact. Să știi că noi de la zero cu un tânăr, dacă eu am primit un CV și, de exemplu, am nevoie de colegi, a? Și am citit acolo un CV că a făcut 3 ani într-un centru la Târgu Mureș, la Baia Mare, că a lucrat cu ce categorie exact. Și ce anume a făcut, atunci știu, e în regulă. Plecăm se de la nivelul ăsta. Sau nu, sigur sau că poate da. Să... Voluntariatul să... i-a folosit. Voluntariatul exact. A pregătit
pentru lucru pe mai departe, dincolo de diploma care certifică, cum e la Alexandra, are diploma care certifică, dar dincolo de asta, voluntariatul îi dă experiența concretă în lucru. Clar. Clar, și a ajutat-o foarte mult atunci când a venit la centrul de GSPC, deja avea referință foarte bună, așa cum am spus și dumneavoastră, și era clar că își face treaba foarte bine. Da. Un singur minuțel din emisiune mai avem, pentru că emisiunea se va încheia cu materialul realizat în urmă cu 2 zile de Denisa și de Laurențiu. Aș vrea să întreb pe Mihai prima dată, ce înseamnă voluntariatul pentru tine? Înseamnă să dai, în principal. Adică să dai ceva de la tine celorlalți. Și, nu știu, mi se pare așa că voluntariatul este necesar ca să te simți tu bine. Nu știu, eu n-aș putea să stau fără voluntariat. E foarte frumos. Pe final de emisiune, Alexandra, o să te întreb și pe tine. Ce e voluntariatul pentru tine? Și mă refer aici la strict cel pe care îl faci la Buzău cu copii. Da, de asemenea, implică dăruire foarte multă și o experiență, o altă experiență care ne ajută la formarea noastră și, eventual, dacă există bariere, să nu le lăsăm, să ne învingă ele pe noi, ci noi pe ele. Foarte, foarte frumos. Doamna Negoie, vă urez foarte mult succes în tot ceea ce faceți. Alexandra, de asemenea, și Mihai, și vă felicit pentru toată munca, pe toți trei. Nu vă separ de Alexandra și de Mihai. Este foarte, foarte frumos ceea ce faceți. Este înălțător, cred că pot să spun, și plin de emoție să gândești că n-ai nicio opere liște, așa cum spune Alexandra, și că îți pui sufletul să depășească tot, inclusiv tot ce înseamnă barieră socială, emoțională și așa mai departe. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și vă urez foarte multă sănătate, să puteți face asta în continuare. Mulțumim! Seară bună! Dragi telespectatori și dumneavoastră, vă mulțumesc foarte mult pentru atenția oferită. Rămâneți în continuare alături de noi, pentru că urmează jurnalul TV Buzău, prezentat de colega mea, Maria Stroie. Eu sunt Ilona Duță, ne revedem luni la ora 18. Până atunci, vă las să urmăriți materialul realizat de Laurențiu Groza și Denisa Irimia. La revedere! Ceea ce tocmai ați văzut nu este o îmbrățișare între frați sau prieteni, ci afecțiunea dăruită de voluntari copiilor din centrele de plasament. Sunt oameni care sacrifică o parte din timpul liber pentru voluntariat și vin în orfelinatele din Buzău pentru a desfășura mai multe activități cu micuții de aici. În prezent, 19 persoane lucrează benevol în centrele aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului. Unul dintre voluntari este Alexandra Vlăsie. Este oarbă, are 25 de ani și absolventa facultăților de educație muzicală și de psihopedagogie specială. Lipsa vederii este și motivația ei principală care a determinat-o să meargă într-un centru dedicat persoanelor nevăzătoare, unde să stea de vorbă cu micuții și să îi încânte prin muzică. Eu făceam voluntariat de mai demult, dar online, și inițial mi-am dorit să lucrez, dar cum pe piața noastră e mai greu, atunci am fost încântată să fac și voluntariat. Realizez meloterapie, aceasta este activitatea, și comunicare. Pe aceste două procese mă bazez. Tot într-un centru de plasament l-am găsit și pe Mihai, un licean de 17 ani, care, alături de alți colegi și prieteni, s-au hotărât să vină zilnic, cel puțin 2 ore, în orfelinate, unde să se joace cu copiii sau să facă teme. Pasiunea sa pentru voluntariat l-a determinat să înființeze o asociație unde a cooptat mai mulți tineri care aduc zâmbetul pe buze copiilor fără părinți. Scopul organizației este de a ajuta copiii din centrele de plasament. Practic ce fac voluntarii este să vină 2 ore pe săptămână și să își dea pasiunea mai departe, în sensul că le explică diferite teme și sau îi ajută pe ei la ce au nevoie. Atunci făceam diferite joculețe sau îi ajutam la teme, mă rog, depinde acum, pentru că de multe ori am fost rezervă, cum ar veni, și în momentul în care cineva nu putea să vină, veneam eu în locul lor, pentru că așa se întâmplă în organizația noastră. Specialiștii din cadrul protecției copilului se bucură de orice colaborare venită din partea voluntarilor, mai ales că, spun ei, cei care muncesc fără a fi plătiți, o fac doar din suflet, fără a aștepta ceva în schimb. Voluntariatul este la momentul acesta despre dăruire, despre asumare, despre responsabilitate și despre învățare sau întoarcere la
sentimentele primare, acela de a dărui celuilalt. Întotdeauna noi am făcut activități de voluntariat copii, poate nu forma aceasta structurată, poate nu cu aceeași deschidere a celorlalți către instituția noastră, dar la momentul acesta toate inițiativele de voluntariat sunt binevenite. Dovadă că nu așteaptă nimic în schimb, stau și răspunsurile celor doi voluntari la întrebarea ce satisfacții au atunci când își petrec timpul liber cu micuții orfani. Tocmai aici este tributul meu spiritual, în momentul în care copiii își doresc să vorbească, să-mi spună cu ce se confruntă, când îmi spun că vor să fie mai bine, când se bucură de muzică. Există un, după cum v-am spus, un tribut sufletesc, spiritual, pe care îl puteți observa numai atunci când sunteți implicați în această activitate de voluntariat, propriu zis, fără a aștepta un schimb pe plan financiar, o plată din punct de vedere material. Nu știu să explic foarte tare, e așa, vine, se simte ceva în inimă, ca și cum m-aș umple. Ți-ai propus așa o dată limită până la care să mergi cu munca voluntară? Eu vreau ca munca mea voluntară să dureze toată viața, doar că va trebui să iau acum o pauză pentru că am bacalaureatul. În prezent, în evidențele DGSPC sunt înregistrați 19 voluntari, la care se adaugă o echipă de elevi de la Colegiul HDU. Cu toate acestea, nevoia de voluntari este mult mai mare. La acest moment, la nivelul DGSPC Buzău, activează un număr de 19 voluntari. Alte solicitări de voluntariat sunt în lucru și în așteptare. De asemenea, avem încheiat un protocol la nivelul direcției cu unul dintre cele mai bune, zic eu, licee de la nivelul județului, cu HDU, prin care am stabilit o colaborare cu un număr de 20 de voluntari care vor intra în cadrul instituției prin centrele noastre. Reprezentanții protecției copilului își doresc ca pe viitor să extindă activitatea de voluntariat și în centrele pentru bătrâni.